uite, POV, tu ești knighted de Link. Mhm. De acum încolo, Weed, fiul lui Need, vei fi cavaler, scoate ochii așa, vezi? Și se dau așa capul. Uite cât de cool e perspectiva asta. În numele Tatălui, de Filis, et Spiritus Sanctus. Sancti. Eu sunt Jen, el e Weed, noi sunt 2-0, el are barbă, eu mi-o cresc acum. Yes. Sper că în 6 luni, fiate, nu mai mirat barba așa mult. În 6 luni? Îți lași tu barba și o dau eu jos. Da, promiți? Nu. Încet, încet să-ți dai jos barba. Dar sunt curios să văd dacă chiar, bă, îmi crește barba, am șanse? Da, da, da. Sigur? Da. Deci eu dacă nu mai rad 6 luni, o să am bărbiță? O să ai barba, da. Similară cu al lui Vlad, să zicem? Da. Ha. Huh. Deja okay. Îți crește pe aici foarte bine. Îmi crește des? Nu e desă, dar este destul de uniformă. Ok, e uniformă cât să arate ok dacă o las mai mult, nu? Da. Să nu fie de aia pubică, știți? Ea crește așa, se face boschetar, da? Da. După aia începe cu parfica, știi? Cum țâc, când dai formă, îi dai tot ce vrei. Da, și în perioada mea de boschetar nu ieși din casă, nu? Asta nu ieși din casă. 6 luni de zile, cui? Easy. Cui pasă, nu? Cui pasă, da. Să mă duc aici sus la ăsta, care să-mi dea cu bolovan în cap? E prost ăsta. Ia uite că mă așteaptă. Ochian Sparger. Opa. Ok, ăsta din de sus, nu? Lateral. Mă, ce șmecher. Deja începe să fie mai șmecher, vezi? Lateralul ăsta te barează, te știe. Tâmpitule. Începe să te învețe. Mă enervează puțin că mă face să îmi mișc puțin creierul. Ce puteai să joc și eu pe Switch? Handheld. Handheld, handheld. Handheld, da. La fel de addictiv ca Mario Kart. La fel de addictiv ca Mario Kart. Pokémon Unite e destul de addictiv. Da. Altul. Da. Zelda Breath of the Wild e foarte addictiv. Aș putea să zic, e mai addictiv. Știu, puțin. Dar handheld. E foarte mișto handheld. Da. E făcut, gândește că... O să mi-l iau și eu. Nu, chiar mi-l iau. Da? Să, adică este cam... M-am tot gândit zilele astea că... E târziuț pentru că ai văzut care e faza. Nu e târziuț. Ce? Da, nu, nu e. Dar crede-mă, tu nu e. Ai explorat jocul. Adică eu am văzut jocul, știu linia roșie a jocului, știu ce se întâmplă, da? Știu ce trebuie să faci. Da, dar nu știi cum să faci. Nu știu cum să fac, nu știu multe lucruri, nu știu... Din joc, știi? Uh-huh. Opa, stai, ăsta chiar nu știu unde te duce. Și atunci tot trebuie să... Exact ca la Diablo, când am jucat cu voi, știi? Mm. Tot trebuie să trec eu prin... Și uite, nici la Diablo n-am făcut chestia asta. Mamă, n-am fost niciodată aici. Nu vine să cred. Ce e asta, cimitir? E o cârtiță. Cârtiță? O fi... Ce-o fi aici? Oki Doki? Aici este o baba Dokia? Ai auzit vreodată de Doki Doki? Doki Doki Club, Literature Club, da. E mișto. E din ăla cu dialog, cum vrei tu. Știu. What the heck? Îți place de asta? Stă în bile, da. Mamă, ce față. Ce dinți are. N-ai vrea să vezi unde stă noaptea. No. Dar unde ai văzut dinții? Uite-i! A, mamă, ce ascuții sunt! Sunt dinți zimți! Îți retează degetul, știi cum? Nu ți-l retează, ți-l face găuri așa. Ți-l morfolește și îl scoți franjurit. Îți dai seama? Îl cheamă Tubert. De la tuberculoză. Pentru că mamă... dă, da, dă și boala asta. Uite la fălcuțele lui. Deci, how about explosion? Hai să vedem cum se joacă. Beginner, normal. Bine, noi nu ar trebui să jucăm jocul de asta, trebuie să continuăm. Și știu, ce? Dar te distrezi. Bine, hai. Nu, okay. Nu. None. Pleacă de aici, Tubert. Arăți cool, da. Come back soon! Hai, toată lumea, cu mâine! Cu mâinile. Ți-am dat un inde! Tu ce trebuie să faci aici? Adică aici e doar joculețul și atât? Cred că era un fel de pinball? Ah, nu! Din câte văd, pare să fie un minesweeper. Da. Știi? Să vezi care e bombă înăuntru. Și da, hai să... Te trece mai departe, da? E funny, Tubert. Da. Ține-l minte să-l desenezi și tu. O să desenez în somn. Bombă, am nevoie. Dă-o încoace. Mai facem, mă, și noi episoade cu desenat pe canal? Da, trebuie să continuăm să desenăm Pokémonii. Vreau să desenezi și tu varianta ta. Știu, dar mă gândeam să faci tu chestia asta cu Pokémonii, că tot ai început-o tu. Stai. Și eu să fac altceva. Ce? Ca să... Sonic? Nu, ca să... Cum îi zice? Să... Avem două serii care merg ongoing, știi? Putem să facem... Sunt multe joculețe mișto cu desen. Joculețe. De ce? Să facem noi pe tabletă, să expunem și latura asta noastră. Da, dar ce-ar fi să zic eu
să-ți descriu un personaj pe care tu nu-l știi dintr-un joc pe care tu nu l-ai jucat niciodată, da? Ca da. Xenoblade Chronicles. Ar trebui să facem asta de acasă. Și zic de ce. A. Pentru că îmi pun camera... No. A. Ba da, puteți face pun camera jos, să point la tabletă, da? Puteți să facem de acasă. Filmez doar mâine, dar n-am un webcam ca să-mi arate și fața. Și fii atent. Eu îți descriu personajul din jocul respectiv. Da. Și tu trebuie să-l desenezi după descrierea mea. Da. Și la sfârșit îmi arăți ce ai desenat și facem paralelă. Cum arată personajul în jocul respectiv, da. Și cum arată ce ai desenat tu. Ar fi super mișto. Eu zic să facem asta neapărat, că n-a mai făcut nimeni în România. Da. Și nici de afară nu cred. Ba da, cred că s-a făcut. Sunt s-a sigur făcut s-a afară, făcut. Da. Gen, dar eu trebuie să-l desenez, trebuie să încerc să-l desenez cât mai bine posibil. Da. De exemplu, până și la Pokémon merge. Gândește, tu nu știi toți Pokémonii. Eu ți-l descriu pe Komala, de exemplu. Sigur nu l-ai văzut niciodată. Da, așa. Și tu trebuie să-l desenezi. Gen, îți zic cam ca ce animal seamănă. Hai să facem asta. Da. Wow, cât dar, ce bună dar, idee. Super mișto cine a venit aici pe video. Da, da. Dar știi care e faza? Cum facem să am și eu fața pe video? Ce prost. Asta e faza proastă. Că camera mea ar fi perfectă să point it la tabletă, știi? Trebuie să mă vedeți, tu nu mai ai niciun fel de webcam? Nu. N-ai... Ce ai văzut că nici tu nu ai noroc de webcam-uri. Da. Trebuie să dau înapoi webcam-ul ăla, ce porcărie. Tableta asta. Aveam ăla, Microsoft HD-ul ăla, care era pe la tine. Ah, poți să ți-l dau dacă îl vezi pe aici. Dar mai e bun? Da. Îl caut și ți-l dau. Sigur. Știu că era ciupit la fir. Ok, și tu ești puțin ciupit. Nu să mă glumesc, mă. Da. Cred că îl găsesc. Îți dau o cameră care să meargă cât doar să-ți prinzi puțin fața acolo. Bă, da, de ce nu pot să urc? Scuză-mă, sunt trigăruit. Acum? Mori! Mă, zici că sunt babe astea, mă. Mă enervează că... Sau să facem aici? Putem să facem și aici, dar de dispunem tot așa de... Știi ceva? Putem aici, da, cu camera ta să meargă jos pe tabletă. Da. Și eu cu o foaie cu personajele, că să le am și în față sau de pe tableta mea, ți-le dictez și telefonul meu Ne filmează pe amândoi, cum desenezi tu, mă rog. Și eu nu văd cum desenezi tu nu vezi personajele pe care le-am în față. Cum stai, adică cum ne poziționăm? La masă, în primul rând, în față. Oh, la masă, ok. Camera ta filmează tableta. O punem aici, cu tripodul meu, da. Filmează în jos tableta. Filmează tableta. Nu, în spatele meu trebuie să stea. Sau în spate, găsim. Păi ca să se vadă... A, da. Să nu se vadă cu sus în jos. De putem să flipuim. Ok, știi? Da. Așa. Și telefonul aici, cum ne filmăm de obicei la un film de masă. Ce tare. Când? Data viitoare? Da, putem să facem. Putem să chemăm și invitați, prietenii noștri. Ca să se ocupe ei de filmat. Pentru ce o să am tripodul și o să poată să umble așa cu... Mă rog, hai că vedem. Uite, au auzit ceva de Zelda, da, dacă a intrat pe acolo prin templu, știi, și știi. Și după aia următorul episod îți descriu eu ceva și tu faci. Da, dacă... Dar trebuie să fie ceva ce nu știi. Poate să fie seria asta pentru tine, să faci tu și eu îți descriu. Ce înseamnă serie? Câte episoade înseamnă o serie? Poate de acum încolo va continua, că o să fie super populară. Și okay. Să facem ani de zile de acum încolo și din asta, mereu. Gen, formatul o să fie al tău. Zelda, da. Uite, știu partea asta. Trebuie să caut părți dintr-o cheie. Uite așa arată, să fac tot discul ăla. Și zic și exact. Și poți să-mi descrii și chestii actuale. Adică, de exemplu, dacă eu n-aș fi știut de Hasbula. Ah, da. În poveste, cum mă, nu știi pe aia, nu știu. Iată, eu ți-l descriu și asta ai doar pentru că Hasbula e foarte, foarte desenabil. Dar sunt oameni pe care nu o să poți să-i desenezi. Știu, dar necunoscându-i, eu tot îi desenez. Știi ce zic? Da. Pe tipul cu 7 lei și 10 lei. Da, putem să-l facem și pe ăla, de ce nu? Dar nu, o să dăm chestii pe care tu nu le știi, că... Opa! Ce prost sunt. Nu, dar chiar sunt... Te-a dat follow. Fallout. Am reușit! Trebuia să stau o bombă acolo. Dar se pare că e bine cum am făcut. Se mai întâmplă și accidente de-astea, nu? Trebuie să sap aici, înăuntru. Vezi că am drauziu ăsta care îmi arată exact... Da, știu. Vezi? Unde sunt chestiile. Ce idee bună, acum vine să fac asta. Da. Vrei să facem chiar acum? Nu. No. Păi n-avem cam... Păi n-am, cu ce faci? Așa e, da. Și n-am tableta mea.
Da, păi am și o tabletă, dar nu popeta. Ah, ok, bine, da, la 3-3, la 2-0. Știi cum e? Ce faci? N-ai stamina? Se duce stamina acolo? Stamina, pistil, petală, sepală. Sepală, fecală, nu știu ce. Și Ovidiu păzea. Nu, trebuie să continui. Ah, e bine. Hai. Zbola. Ia următorul. Trebuie să fii pe aici pe sus, nu? Mm-hmm. Nu, dar uite, nu e pe sus pe aici. De ce minți? Dar sunt steluțe și I need them. Nu sunt steluțe, sunt... Inimioare, scuze-mi. Sunt prost. Și steluțe, uite, jos. Astea sunt rupe, ruble. Știu. Oare, băi, ce o să iau? Știu, bă, bă... Și ce trebuie să ne luăm noi? Neapărat, da. Nu știi, că nu știi... Hai zic, că poate e aceeași chestie. Trebuie să ne luăm... un microfon. Pe AliExpress găsim... Așa. Microfonul la ureche de ASMR ieftin. Deci asta vrei să zici? Da. Am făcut așa. Sunt. Da. Și m-am gândit la ASMR. Ai linge urechea aia? Știi că acum Amorant linge urechea. Se dă urechi și face așa cu ele. Amorant, după ce are milioane de dolari în cont, ce s-a gândit? Hai să mai fac niște bani lingând niște urechi. Face milioane pe lună, dude. Tu stai seama că noi trăim trăim perioada asta de glorie. Nu a societății, a omenirii. În care unii oameni stau acasă, își fac poze, le pun pe OnlyFans și fac bani. Ai zice că internetul este încă în perioada lui de pruncie? Și că încă n-au oferit tot? Nu? E la maturitate? Nu e la maturitate, dar nu e nici în pruncie. Ah, ok. E un adolescentuț așa. Pentru că încă se pot face multe pe net. Da. Doar că s-a concretizat în ceea ce toată lumea știe. Da, mă, pe net. Pe net. Oamenii nu știu toate posibilitățile, știi? Deja... Adică, nu că nu știu. Poate știu, dar nu mulți știu să facă bani pe net. Părinții sunt sceptici încă, să știi. Da. Foarte greu cred părinții că... Nu mulți știu să facă affiliate marketing. Nu ce? Mulți știu să facă... Affiliate marketing... Alfi. Site de Shopify să vândă chestii digitale sau nu știu. Nu mulți știu să facă porn. Mulți știu să facă, dar nu mulți știu să-l vândă. Yo. 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 Codote baio. X. Asta vreau să zic. Gaură de fundă. Gândește că o maturitate a netului ar însemna ca toată lumea să lucreze pe internet. Adică toată lumea, majoritatea. Majoritatea se mute acolo. Și oamenii care nu știu cu internetul, nu știu cum, rămân la labor. Cum ar fi ca să fie o conspirație ce zic acum, da? Și eu am zis din fund, am presupus, zi. Faza cu coronaul, așa. Să fie doar o chestie, să mute încet totul pe online. Să nu mai fie... Păi pare plauzibil. E plauzibil, nu? Un pic. Hai să credem asta cu desăvârșire. Dar n-ar fi asta din toate chestiile despre da, corona, nu ar fi rău, n-ar fi o chestie rea. Nu ar fi o chestie rea, da. Toată lumea se obișnuiască cu, da, gândește, cu online-ul. Multe babe învățătoare au învățat să facă Zoom. Da. Și ai văzut că în pandemie se primesc pe WhatsApp multe poze cu bună dimineața ta și la cafeluță. Pentru că au învățat să lucreze cu WhatsApp-ul și așa cu de-astea. E, da. Și multe poze de alea cu conspirații. Da, poze și... Crezute numai de ei. Scuze, am dat microfon. N-are nimic. Își sună... Nu e asta aici. Nu, sper că nu. Așa. Își sună nepoții mereu, cu call, video call. Cu video call, da. Taică mi-a învățat să pună poze mereu și meme-uri cu el. El face meme-uri cu el. Da? Da, se face. Unde tata mare trebuie să găsesc o bombă să pună acolo? Știa să pună poze, mă. Uite. Da, știa, dar eu da. Eu i-am învățat pe mine să pună poze. Bine, știa să pună poze, of course, dar acum exagerează, s-a învățat să pună des. Se Next. Joacă și el. Da, ca mine. E fun, e mișto. De acolo, nu cred de pe aici. E o opțiune care te amuză, știi? Păi pui o poză, nu știu, faci... Uh-huh. Mi-e place că părinții mei se distrează. Și ție? Da. Uite un de-asta. Așa ar trebui, toți părinții se distreze. Toți părinții distrează! N-ar trebui ca de la o vârstă toți părinții ar trebui să se distreze? Eu sunt de acord. Dar uite și tu, încă acum se stresează tot pentru noi, mă. Da, mă, bă, când ești părinte pe viață, asta e faza. Da. Nu ești, doar în America e faza aia cu... a făcut 18 ani, la revedere. Uf, pac, să știi la că revedere, lei. Să știi că nu e doar în America. E foarte prezent în România. Sunt mulți cu care am vorbit care sunt de acord. Bă,
Acum 18 ani ai plecat de acasă, gata. Pot să zic și nume, dar nu cred că vrei să dau nume acum. Nu. Vezi? Dar. A. Am vorbit de curând cu persoanele respective. Mie mi se pare, adică, e și un aspect pozitiv la asta, mă. Adică gândește că te ajută să te maturizezi, da? Da, okay. Să te descurci tu în societate. Lucru care e super important. Da, da. Că, na, o să ai nevoie să te descurci. Dar părinții nu poți să ajute să te descurci în societate? Pe de altă parte, mi se pare normal că să rămâi oarecum lângă părinți. Da. Până la urmă e familia, pe asta o ai, atât. Gândește, sau când te muți undeva într-un alt oraș. Și acum trebuie să pui melodia de la, de la Fast and Furious. Ai tărit-o, corazul familia. Nu știu ce, gherțoi. Dacă tu te muți în Anglia. Așa. Nu ar fi cool să faci un extra că ești bărbat și îți permiți și vrei să-l arăți părinților că faci bani. Așa. Și te descurci. S-au dus oricum să-mi ful. Pe aia pasând, băi. Nu vrei să faci cumva să-i muși pe ei în Anglia? Să aibă și ei un trai bun, de ce numai tu? Ei s-au chinuit să te aducă pe, să te aducă pe picioare unde ești tu și doar tu pentru te muți că, în Anglia? Îți zic, da, ar fi mișto, dar îți zic aici că omul care se mută în Anglia nu se mută de bine, se mută de cât de rău îi merge aici. Și atunci să-și ia părinții cu el de aici în Anglia e un efort financiar mult mai mare. Dar ce ar fi să nu... Dar dacă depui depui de bani... Da. Dispui. Dispui de bani, da, ia-ți cu tine. Și le oferi tuturor o viață mai bună. Inima. Nu, dar unii rămân acolo și chiar nu se întorc. Dar de obicei te duci acolo ca să faci labor, adică work. Da. Știi? Dacă te duci acolo să deschizi o afacere, sure. Ia-ți părinții, frate, hai. Ia-ți-vă părinții. Ia-ți-vă părinții de aici, ce a făcut pe jos. Lasă-ți copiii aici, mici. Adevărat. Părăsiți-vă copiii de mici, ca să crească puternici când sunt mari. Deci păi da, Bjorn în sezonul 3 din Vikings, episodul 4, nu știu dacă este. Așa, păpușe. Mișcă-te, mișcă-te. Așa. Nu s-a dus să trăiască singur într-o cabană? În munți, în munți. Și urmărit de un bear, urmărit de un bear. Nu, urmărit, pe care l-a ulterior l-a omorât. Râd. Și ursul l-a omorât și pe... Nu, pe nimeni. Dacă aveam o sticlă aici, puteam doar să prind feriu în ea. Cineva angajase niște berserkeri, da, să-l omoare pe Bjorn și n-au reușit. Și știu cine. Cine? Regele ăla blond, care i-a făcut ulterior Blood Eagle. A, căcatul ăla. Cum îl chema? Nu mai știu. Flatnus. Eichland. Eichland. Nu știu. Van Dyke. Paul Van Dyke. A, da. Și cânta, nu? Da. My mother told me. Puță, da, la, la. Da, nu știu. Aici? Da, este... De aici se mostenește chestia cu pleacă de acasă la 18 ani. Da, bine, ei mergeau într-un trial of... Rite of passage, cum se numește, într-un test de ăsta... Să devină bărbați. Da. Da. Într-un test al maturității. Păi da, asta faci și tu când pleci de acasă. Doar că... Da, da, atunci era pe viață și pe moarte. Dacă deci și aici ai pe viață și pe moarte, că dacă te duci să trăiești într-o garsonieră unde ai gândaci... de bucătărie și îți umbră aia prin gură noaptea că tu dormi cu gura deschisă că sforăi și ai frigiderul plin cu bere și fără nicio mâncare, e pe viață și pe moarte. Știi ce zic? Foarte deștept. Dacă Dana Budeanu ar fi aici, ar zice așa e. Fătălăire. Oh! Te-ai ars la cur. Și mi-a explodat și bomba. Da, v-ați ars la cur. Fătălăi. Mario. Fătălăi care se ard la cur. În rețea? Seara la cur în rețea? Eu îmi place de Dana Budeanu. Na, zice niște tâmpenii acum. Nu contează, e funny. E funny, dar... E mai funny decât tot ce-mi zici tu, Larson. Da, e funny, dar zice niște chestii care te-ar ofensa chiar și pe tine. Ia zi. Te grași. Și? Crezi că nu vreau să nu fiu gras? Nu. Da. Dar... Nu, n-am zis asta, dar zice foarte urât. Nu pot să zic cuvintele ei, că sunt înjurături. Fâmă-mă de graș? Da. Hai, mă. Și că ești graș și că ce faci cu viața ta de astea. Păi și da, eu ce fac? Eu sunt trist, ce, mă? Sunt trist în fiecare zi, Ovidiu. Da, da, ai console, uite și ce ai acolo. Păi da, ca să acoperă grăsimea mea. Încerci să compensezi ceva? Asta vrei să-mi spui? Nu, știu, da. Așa dai tu la pește. Mr. Miyagi aici, right? Da, Mr. Miyagi, do you see me? I don't see you. Păi dacă aveam aia pe ochi. Uite mă acum ce deștept. Fii atent. Nu contează cât de lung am părul în fund. Hai să zic o chestie. Am promis că facem ceva
data asta, data trecută am promis, și data asta n-am făcut. Știi ce? Că mă înțep. Ce? Ce, zi? Nu, zi, știi? Nu, să bem. Nu. Mai la băutură ți-e gândul. Să fii mai buni unii cu alții. Nu, mă, am zis că facem episod. Păi, episod. Cu chestia care, pe care ai uitat-o să faci. Care este chestia aia? Prețul fiecărui zi. Să-ți dau un hint, dar să te prinzi greu de el. Wink, wink, zi. Vrei să mă vopsești în cap? Ai zis că te vopsești broz. Dar n-avem vopsea. Nu contează, așa ai zici, că data viitoare facem, da? Da, mă? Da, mă, da, parcă câte căcaturi și noi că facem și nu facem. Data viitoare ne epilăm un cur, da? Da. Mă, cum ar fi? În primul rând, dureros la mine. Cică, ai și tu bețe de frigărui? La mine s-ar auzi, cică... Așa s-ar auzi. O carte de-aia veche. O citește Gandalf, că se duce în librărie. The 44 the first age. This is the one ring. Deci știi pe oamenii grași care au fund și în față? Da, știu. Chiar nu e de râs. Acolo chiar e de plâns. For ass chicks. Și am văzut pe TikTok. Știu cum enervează? Că e un nou trend care îi face pe aia să se simtă că e normal să arate așa și să se simtă bine în pielea lor, că nu au nimic în regulă cu ei, să se accepte așa cum sunt, și asta mă enervează. Pentru că duc asta la extrem. Gândește în felul următor. Da, sunt și ei oameni ca noi. Au toate drepturile pe care le avem noi. Nu îi marginalizează nimeni. N-ar trebui să îi marginalizeze nimeni. Dar nu e sănătos să trăiești așa. Nu e, da. Nu e sănătos. Adică trebuie să se tragă linie undeva. Și clar gândește. Bă, nu o să te angajeze într-o companie cineva dacă arăți așa. Nu e așa? Nu știu. Te angajează cineva? Asta înseamnă că îl marginalizezi. Trebuie să-l angajezi. Păi trebuie, dar... E foarte puțin probabil. Ca aia care își pun piercing-uri peste tot. De seama, da, că n-o să primească o slujbă. Păi da, că dacă te trimite în delegație în Franța, cum treci la avion cu piercing-urile alea? Ce o delegație? Aaaa! Nu știam ce e delegație și m-am sinucit, știi? Ce o delegație? Ce n-aș fă omul ăla, bă? Delegație? Lângă Wade, unde locuiește Wade, este o șină de tren. Da. Unde s-a întâmplat un mare accident zilele trecute. Salut, eu sunt Jeng, acum editam episodul, vreau doar să vă zic că am decis să scoatem partea asta din conversație și să vă aduc aminte în momentele astea să dați subscribe, like și etc. Mulțumim pentru înțelegere și mulțumim că ați ajuns până aici. Pupici! Poți să tai de aici dacă vrei, tai de aici, da? Nu trebuie să tai neapărat. Nu, dar oricum acum că am zis, am tăiat. Ah, de ce? Gata, m-am găsit toate cheile, de-aia. Uite. De-aia ce? Nimic. Nu mi-aduc aminte că ai tăiat. Ce ai tăiat? Ai tăiat, că ai tăiat ceva, ce? Am zis ceva, dar nu mai cutează. Uite, am găsit cheia, am desfăcut ușa. Mama, cum ar fi să funcționeze așa montajul? Tu acum ai zis că ai tăiat și din mintea mea s-a dus. Păi da, mai ții minte ceva? Nu. Ca căzut ăla din tren. În mintea mea așa se deschide un portal. Uite, așa e. Exact așa e mintea ta. E un hău în care nu mai țineai minte exact și tot te duceai acolo. Uh-huh. Și afli răspunsul? Ah, bă, vreau să văd, n-are legătură cu ce vorbeam. Vreau să văd The Quiet Place 2. Ai văzut unul? Da, dar ai zis că l-ai văzut. L-am văzut pe unul, dar pe doi l-ai văzut? Nu. Pe unul l-ai văzut? Da. Deci pe doi nu l-ai văzut nicio. Vreau știu să că văd. Ai zis că îl pui într-o seară. Pe unul. A, pe unul? Da, am văzut unul, eu n-am văzut unul la tine. Am văzut prima parte. Eu am crezut că la 2 te uiți. Nu. În prima parte era aia când, faza când calcă Emily Blunt pe cui. Da, soția lui ăla. John Jack Ryan. Kandinsky. Ceva cu ski. Carpeschi. Da. Nu e, mă, e Kandinsky. Kandinsky, nu știu. Kandinsky? Nu mai știu, dar e ceva așa, da. John îl cheamă oricum. Și el... Jack Ryan e el. Da, știu. Pe Amazon. El chiar joacă în filmul ăla. Și chiar el l-a făcut și el și joacă în el. Și el și joacă și joacă și cu nevasta. Da. Reală. Și cu copiii lui nu sunt ei. Ba da. Are copii? Nu. Da. Ba, Emily Blunt este destul de cute. Chiar dacă are 50 de ani. La 50 de ani să te ții așa... Are 50 de ani, cam zis din fund. Are 45. 45 tot are, da. Aici tot are 45. Aici sunt niște cuvânturi. Vezi? Da.
Așa este și la tine dimineața. Cât de cool ar fi să ai chestii de-astea prin curte, să te ridici așa la etaj, știi? Pe picior să ai așa o de-asta, să zici. Ai, mamiciulă. Am mai găsit niște rupii. Vezi, dacă nu aveam portofelul expandat. Dar ți-a plăcut Quiet Place? Da, a fost bun. Și nu e așa de groază pe cât credeam, e mai mult acțiune, să știi. Da, nu e atât de groază, e mai mult... Pe mine... Creează tensiunea aia că hai să nu faci... Da. Gălăgie și bla bla. Simți tensiunea aia apăsătoare. Aștepți jumpscare-urile, că numai despre asta e... Da. Așa poți să te sperii, că monștrii nu sunt deloc scary. Nu sunt. Faza e că filmele cu monștrii niciodată nu mi s-au părut scary. Alien, ăsta, nu mi-a fost frică de monștri. Că sunt creaturi făcute cool de cineva, au un design cool. Da. Dar când e cu spirite și fantome, mă cac pe mine acolo. Pentru că... Hai să zic ceva. Zombie. Și la zombie mi-e frică. Păi da. Dar tot e făcut de cineva, e un designer acolo. Da, da. Este un om mort, reprezentat ca fiind viu. Și monstru este, un monstru... Nu, e monstru, e creatură. Ăla este un om, ca fantoma care apare... Așa. Gata, am înțeles. Înțelegi? Da. E parte din noi. Cum? Fii atent. Știi că oamenii au o frică născută de manechine. Bebelușii când sunt mici și văd manechinele așa, au o frică de ele. Așa că nu le recunosc. Sunt niște forme, sunt niște forme umane de care noi am început să avem o reținere. Că nu sunt, ne dăm seama imediat că nu sunt umane. Iau forma de alive. Om. Da. Iau forma de om și de-aia e speculat că avem chestia asta implantată gen că așa ar fi extraterestri. Ar fi umanoizi și... Bine, sunt sigur că un bebeluș nu crede asta. Da, știu. Un bebeluș doar se sperie că este un corp care stă așa. Am zis din fund fază cu bebelușul. Ei nu mai zice. Dar văzut, extraterestrii sunt și ei reprezentați ca fiind umanoizi așa foarte lungi. Da. Și au forme de oameni, dar nu dar sunt. Dar foarte alungite. Cu cui? Cu cui. Cu cuiul. Da, și de-aia oamenii sunt și super sperați de cucuie. Okay. Da, da. Dacă ai două cucuie, o să fii Hellboy. Uh-huh. Și mereu roșu de nervi. Ai un cucui și dai de multe ori cu ciocan în el să ai lung așa ca coarnele. Și după aia îl tai pe unul să fii ca Hellboy. Da, dar de multe are cucui, dai cu ciocanul în el, îl faci plat și iese în partea cealaltă. Ui, ce e aia? Acesta, prietene, este un reptilian. Merge filmarea, da? Da. Oh, man. Nu. Stai că vine Yuri. Uite cât de păgână e chestia din spate, e un fel de creatură. Da, îmi place. E un fel de gremlin. Dar îți place stilul așa foarte chinezesc? Da, îmi place. Chiar îmi place genul ăsta. Aș vrea să desenez o chestie așa. E un stil destul de greu de reprezentat. Uite-te la el și ți-aduce aminte și de Aku din Samurai da. Jack. E aceeași inspirație pentru Aku. Dar știi ce ciudat? Asta e boss? E boss, nu? Nu, este un mob. Și sunt nici mai greu. De bătut. Mai greu de bătut. Mai greu de bătut e bine. Da, mai greu de bătut. Mai greu de bătut ei. Cine? Ei. Cum? Grei. Ți-a luat-o. Asta pare că... Au mâna aia care parează sabia, știi? Dar pare că ar fi putut să fie un boss mișto. S-a dus pe apa sâmbetei. Da, numai că sunt mai mulți ca el. Aici ce avem. Vânticel. Nuci? Nuci. Pentru praștie. Cred că o să am nevoie de ele. Mamă. Nucile. Fii atent, gata, am găsit. Vezi că e plin de bombe pe capul ăla? Check this. Intri în ele? Intri în ele, da. Merg să le detonez. Prima dată la țintă, jos. Bine, putem să le... Nu, că au un chain reaction, explodează toate. Păi, ok. Putem să le nimerești și cu praștia, că de-aia cred că ți-a dat și hintul, că uite, sunt niște boabe aici. Și acum fii atent, în bila asta trebuie să călătoresc eu. Sau, mă rog, mergi pe ea? Pe ea, da. Să-mi țin echilibru. Cu joystick-ul e totul, știi? Totul e în deget aici. Ups! Ți-a dat un cap. Mă, ce cac. Bruscul. Mamă, ce challenging e. Este. Ai turtit? Da. Hai mă, unde e? Uite. Dumiu! Perspectiva e foarte ciudată. Da. Mi-o dai? Nu mai, e în lavă. Gata, e în lavă. Ce porcărie. Uite aici am, o să-mi primesc borseta mea în care sunt în bombele. Cât avem până aici? Avem cam mult. Crezi că avem 40 de minute?
Așa. 32. Cred că putem să închidem aici lejer, da, nu? Da. Așa, bomb sec. Sau 42. 32. Ah, am așa, putem să închidem aici. Trebuie să trecem de pietrele astea cumva. Dar să omor baba asta. Și eu am fost Jank. El a fost Swiss. Noi suntem 2-0. Aici la 2-0 ne jucăm cele mai cool jocuri. Printre care ne simtem bine. Ne simțim foarte bine. Vorbim tot fel de prostii. Am zis faza aia cu omul, cu trenul. Ce nașpa. Bă, ce sad. Sad. Foarte sad. Și chiar nu fac mișto. E sad. Da, e foarte sad. E extrem de sad. Știu. Și da. A, uite, trebuie să dau pe sub ușă pe aici bomba. Hai, data viitoare la 2-0. Hai. Mai faci un episod și după aia plecăm acasă sau atâta? Eu zic să mergem. Zici să mergem? Da. Bine. Atunci mă duc undeva să salvez și revenim data viitoare. Pa.